Vin informații de ultimă oră în cazul băiețelului de numai 5 ani din Mureș, împușcat din greșeală de fratele său cu arma unui pădurar în timpul unui picnic cu familia. Bărbatul care deținea arma a fost reținut pentru 24 de ore, acesta se afla în timpul liber. Este foarte importantă precizarea care vine în aceste momente de la Inspectoratul Județean de Poliție Mureș. Bărbatul recunoaște faptul că arma este a lui. Cei de la Ocolul Silvic Târgu Mureș spun că bărbatul era în timpul liber, iar arma nu era instituție. Este o anchetă care este în desfășurare. Haideți să vedem însă ce s-a întâmplat acolo. Vă avertizez că sunt detalii cu puternic impact emoțional. Tragedia a avut loc la o cabană din apropierea localității Mădăraș, județul Mureș, unde mai multe familii se aflau la picnic. Printre cei care participau la întâlnire se afla și un pădurar care și-a lăsat nesupravegheată arma cu aer comprimat. Din primele cercetări efectuate a reieșit faptul că un minor de 8 ani, în timp ce se afla cu familia și cu alte persoane la o cabană situată între localitățile Păneri și Mădăraș, ar fi manevrat o armă neletală cu aer comprimat care ar fi fost lăsată nesupravegheată și l-ar fi rănit în mod accidental pe fratele acestuia de 5 ani. Echipajul medical aflat la fața locului i-a acordat îngrijiri medicale de specialitate, însă, din nefericire, a fost declarat decesul minorului. Din primele date, arma este deținută în mod legal de un bărbat de 49 de ani. Oricum, legea trebuie să schimbe. Niciun fel de armă care pune în pericol viața copiilor. Medicii care au constatat decesul băiatului spun că cel mic a fost împușcat de la o distanță mică, iar plămânul și inima i-au fost perforate. Din păcate, mașina noastră de terapie intensivă a ajuns în aproximativ 14 minute la locul intervenției. Copilul a fost găsit în stop cardiorespirator. S-au inițiat manevre de resuscitare, s-a efectuat drenaj toracic stâng cu eliminare de sânge din plămân, probabil că a fost atins plămânul, se bănuie că și cordul. S-a făcut autotransfuzie, în paralel mașina, o altă mașină de-a noastră a plecat cu sânge spre locul incidentului, s-a administrat sânge, s-a făcut resuscitare minute în șir, dar din păcate s-a declarat decesul. Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia.